seara și bun găsit! Sunt Raluca Săcuianu și vă prezint știrile GDS. Puhoi de lume aseară la întâlnirea cetățenilor din cartierul Craiovița Nouă cu autoritățile locale. S-a întâmplat în cadrul proiectului Gazetei de Sud, Fi vocea cartierului tău, reluat de ieri în bănie. Ce probleme au ridicat oamenii vă spunem imediat, dar mai întâi să vedem și alte titluri ale ediției. O echipă a Gazetei de Sud și a postului Alege TV a fost agresată astăzi de reprezentantul unei firme de recrutare. Ce s-a întâmplat, aflați în jurnal. Penitenciarul Craiova organizează mâine bursa locurilor de muncă pentru persoanele private de libertate. Revenim cu amănunte. Astăzi s-au împlinit 25 de ani de la moartea lui Ion de Sârbu. Rămâneți alături de noi pentru a vedea cum a fost marcat momentul în bănie. Vocea cartierului tău a revenit în forță. Proiectul inițiat în 2006 de Gazeta de Sud s-a întors după o pauză de mai bine de 3 ani. Primul cartier în care autoritățile locale și directorii regiilor au stat de vorbă cu cetățenii a fost Craiovița Nouă. Sute de oameni au fost prezenți la această întâlnire și și-au spus problemele. În ciuda vremii potrivnice, peste 250 de locuitori ai cartierului Craiovița Nouă au luat cu asalt sala de sport a școlii numărul 32 Alexandru Macedonski, locul unde Gazeta de Sud a organizat Vocea cartierului tău. Bună seara tuturor, bine ați venit într-un număr atât de mare. A fost o surpriză și pentru noi. Vă mulțumim din suflet că ați venit la proiectul Fi Vocea cartierului tău. Oamenii au putut dialoga cu primarul Craiovei, cu directorii și reprezentanții regiilor și direcțiilor din primărie. Aceștia și-au spus ofurile legate de străzile și parcările neasfaltate, asociațiile de proprietari, problema gunoaielor, a piețelor, a câinilor comunitari și multe altele. Asociația asta e stat în stat. E da? Adevărat, stimată doamnă, dar asta este o chestiune care știți foarte bine că nu depinde de primărie. Da, da, dumneavoastră, iertați-mă, puteți acolo unde vă duceți să puneți problema, da? Și să facă o lege ca lumea pentru asociații. Pe cuvânt! Am făcut un draft de lege care este trimis deja Parlamentului României. Doamna primar, o întrebare. Dacă contractul de asfaltare este blocat, o alee de acces în intrarea blocului se poate reabilita? Această stradă pe hârtie, adică scriptic, e asfaltată, dar, în fapt, s-a asfaltat o altă stradă. În primul rând, între blocurile 24, 23 și blocurile 5, este gârlă acolo, e parcă intri în mare. Prezentă la Fi Vocea cartierului tău în premieră, Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, le-a oferit răspunsuri celor prezenți. Dacă dumneavoastră găsiți o soluție legală care să poți să vă asfaltezi, eu vă asfaltez. După vă rog să rămâneți să-i spuneți exact unde este și dacă nu se rezolvă problema într-o săptămână, vă rog să sunați la telefonul cetățeanului, preiau personal toate cazurile, mă ocup eu de el. Este minciună că vreau să închid piața din Craiovița. Probabil ați auzit cu toții zvonul ăsta. Nu se închide piața din Craiovița. Nu se închide nicio piață din Craiova. Proiectul Fi Vocea cartierului tău va continua. O echipă a Gazetei de Sud și a postului Alege TV a fost agresată astăzi de reprezentantul unei firme de recrutare. Totul a avut loc chiar în sediul Camerei de Comerț și Industrie Dolj, unde compania are un spațiu închiriat. Jurnaliștii au încercat să obțină un punct de vedere cu privire la mai multe reclamații primite la redacție, la adresa firmei respective. Poliția a demarat o anchetă în acest caz. Camera de Comerț și Industrie regretă cele întâmplate. O firmă care a închiriat spații în sediul Camerei de Comerț și Industrie Dolj postează anunțuri de angajare în ziarele locale și în mediile online, după care cheamă la interviuri cetățenii. Aceștia află abia la sediul companiei respective că nu este un angajator, ci o firmă de recrutare de personal, care le cere 68 de lei pentru a le face un curriculum vitae în sistem european, dar le oferă doar promisiuni. La redacție am primit mai multe reclamații. Eu am fost la ei acum o săptămână și mi-au cerut 68 de lei ca să mă bage în baza lor de date. Eu credeam că ei mă angajează, că așa erau anunțurile, dar când colo era firmă de recrutare. Le-am cerut să mă pun în legătură cu firma care angajează și nu m-au pus, iar eu bani nu le-am dat.
a reclamat la redacția Gazetei de Sud Ion Mândoi din comuna Sopot. În urma acestor reclamații, o echipă GDS și a LGTV s-a deplasat astăzi la punctul de lucru al companiei din sediul Camerei de Comerț. După ce s-au prezentat, redactorul și cameramanul au cerut să discute cu un reprezentant al firmei în cauză, solicitând un punct de vedere referitor la acuzele oamenilor. Au apucat doar să spună bună ziua. Poliția a demarat verificările în acest caz, fiind depusă plângere pe numele agresorului și polițiștii de la investigarea fraudelor s-au sesizat în acest caz. Camera de Comerț dezaprobă comportamentul chiriașului său. Ne exprimăm dezacordul total și regretul privind atitudinea reprezentanților firmei. Camera de Comerț are un număr de 14 chiriași și nu este responsabilă de comportamentul conducerii și personalului acestor firme. În funcție de rezultatul controalelor competente, vom lua măsurile ce se impun, respectiv încetarea relațiilor contractuale cu acest chiriaș, a declarat președintele Camerei de Comerț și Industrie Dolj, Gabriel Vlăduț. Penitenciarul Craiova organizează mâine bursa locurilor de muncă pentru persoanele private de libertate. Este vorba despre acei deținuți care mai au puțin timp până ce vor ieși din închisoare și au avut un comportament corespunzător. Sunt așteptate persoane de la Penitenciarul Craiova, Penitenciarul Pelendava și Centrul de Detenție din Bănie. Prin acest eveniment se urmărește atragerea unui număr cât mai mare de angajatori care să le dea o șansă celor care acum ies din închisoare de a se integra pe piața muncii. De obicei, angajatorii nu sunt foarte receptivi să angajeze persoane care au fost deținute, dar sperăm ca de această dată să fie altfel și să existe mulți dintre cei care au avut un comportament decent, care își vor găsi un loc de muncă după ce ies din penitenciar. Suntem încă în proces de selecție a celor care se încadrează să participe la această bursă a locurilor de muncă, dintre cei custodiați de noi, și sperăm să fie 50-60 de persoane dornice de angajare și cât mai multe firme, a declarat comisarul Raluca Târcu, director adjunct al penitenciarului Craiova. Cele mai multe firme invitate activează în domeniul construcțiilor și doresc să facă angajări. Reprezentanții acestora vor întâlni în cadrul evenimentului persoanele private de libertate care sunt aproape de ispășirea pedepsei și își caută un job. Bursa locurilor de muncă pentru deținuții va fi găzduită de penitenciarul Craiova. S-au bucurat că va fi pavată strada, doar că lucrările s-au oprit chiar în poarta lor. Li s-a întâmplat unor craioveni care locuiesc pe strada Izvarna. Angajații de la area de PFL au pus piatră cubică, însă în fața trei case au lăsat pământul, care, pe timp de ploaie, se transformă în mocirlă. Strada până în dreptul ăsta este. A venit clas, cu pietrele puse. Strada Izvarna se curbează în intersecția cu strada Cerbului și lasă trei imobile pe din afară. Aici s-au oprit și muncitorii cu pavarea, iar oamenii nu înțeleg ce s-a întâmplat, pentru că și ei locuiesc tot aici și sunt plătitori corecți de taxe către bugetul de stat. De la noi încoace, două familii care suntem aici nu ne-a făcut nimic. Ați întrebat pe cei care lucrează? Da, am întrebat pe cei care lucrează și au zis că au făcut sesizare la primărie. Și după aia, fata când a venit din oraș, i-a întrebat și a zis că nu mai pavează încoace pentru că ei nu mai au ordini de la primărie ca să ne mai paveze aici. La taxe suntem tot la fel ca ceilalți. Probleme tot cu strada, nu ne, să ne facă, ne asfalteze și noi, să ne pietruiască. Ați rămas singurele familii de pe stradă? Familii, da. Dumneavoastră ați vorbit cu lucrătorii? Nu, a vorbit domnicul, soțul lui Deza. Și nevastă mi-a vorbit, eu nu, n-am vorbit. Și ce ați aflat că le-au spus? Să vină aprobare la primăriță și ne face și noi aici. Muncitorii care efectuează lucrările ne-au explicat că nu pot pava strada în fața celor trei imobile pentru că acestea nu sunt prinse în proiect. Reprezentanții primăriei Craiova spun însă altceva. Pentru pietruirea străzilor din municipiul Craiova nu este necesar un proiect, a precizat Ionuț Pârvulescu, purtătorul de cuvânt al instituției.
Un bărbat de 35 de ani a fost prins ieri de polițiști la volanul unei mașini fără a deține permis de conducere. S-a întâmplat pe calea București, iar autovehiculul era înmatriculat în Italia. Tânărul a fost depistat în cadrul unei acțiuni a serviciului rutier Dolj, care a vizat verificarea autovehiculelor destinate transportului de marfă și persoane, precum și conștientizarea șoferilor cu privire la importanța respectării normelor rutiere. Un accent deosebit s-a pus pe inspectarea mașinilor înmatriculate în alte state. Au fost constatate peste 50 de abateri de natură contravențională și au fost aplicate amenzi în valoare de aproximativ 10.000 de lei, 13 șoferilor care transportau marfă sau persoane și 9 celor care conduceau autovehicule cu numere de străinătate. Acțiunile polițiștilor vor continua și în zilele următoare. Cea de-a șasea ediție a colocviilor Ion de Sârbu a avut astăzi o temă specială, un sfert de veac de la trecerea în neființă a scriitorului. Evenimentul a fost găzduit de Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Man și a beneficiat de prezența unor cercetători și monografi cunoscuți, care au vorbit despre viața și opera lui Ion de Sârbu. Ion de Sârbu a fost omagiat astăzi la Craiova, chiar în cadrul colocviilor care îi poartă numele. Ion de Sârbu a scris și a publicat și în timpul vieții lucruri pe care unii dintre cei care au cunoscut mai puțin această parte a activității lui Ion de Sârbu au considerat-o destul de modestă și de redusă, chiar ca întindere. Asta vă spun pentru că au fost figuri critice serioase care s-au trezit spunând așa ceva. Ion de Sârbu însă are un destin formidabil și fulminant în receptarea operei și a vieții sale și este, după cum remarca un critic de talie al lui Ion Simuț, între autorii și desertari care au cele mai multe monografii, practic, dedicate operei și vieții sale. Ion de Sârbu a rămas în mintea și în sufletul prietenilor și al scriitorilor vremii, nu doar ca un om înzestrat cu mult talent, dar și ca un sfătuitor de nădejde. Sunt bucuros și sub aspectul că aici, în această bibliotecă, deseori sau aproape permanent, Sârbu își făcea lecturile sale, îndeosebi în sala de sus, de pe partea dreaptă, unde mă întâlneam deseori acolo și îmi spunea cam ce să citesc. În cadrul evenimentului au fost lansate volumele Ion de Sârbu așa cum a fost, Convorbiri despre Gari, aparținând lui Ion Lascu, și Intelocrați, filosofi ironiști, scrisă de Ionel Bușe. S-au întâlnit astăzi după 55 de ani de la finalizarea studiilor superioare. Este vorba despre absolvenții Facultății de Mecanizare a Agriculturii din Craiova. Aceștia și-au adus aminte de anii de studenție, despre care spun că erau cu totul diferiți de ceea ce se întâmplă acum în universități. Strigarea catalogului, după mai bine de jumătate de secol, a fost emoționantă pentru absolvenții promoției anilor 59-60. Facultatea din Craiova s-a unit atunci cu cea din București, însumând 320 de studenți. Doar 110 au obținut însă licența la stat. Dintre aceștia mai trăiesc aproximativ 90, dar numai 34 au participat la revederea de astăzi de la Craiova. Și-au adus aminte cu nostalgie de cei 6 ani petrecuți împreună pe băncile școlii. Mâncam 2 pe o cartelă. Că așa am mâncat cu o prietenă foarte bună a mea, dar era frumoasă. Ne duceam, nu lipseam de la cursuri, că n-aveam manuale ca acum, prea multe, și după notițe. Iar băieții întotdeauna, mai ales murarul, zicea, luați notițe bune, că eu nu vin, eu am treabă în oraș. Eu le-au. Care era metoda de petrecere a timpului liber? Oh, reuniuni. Singurele și filme. Și la filme ne plimbam pe strada principală. Vă spun cinstit, cea mai mare satisfacție mea a fost atunci când am terminat facultatea, când toată Craiova a știut că a terminat facultatea, promoția 59-60, când am plecat de aici de unde suntem, pe la prefectură, pe strada Unirii, cu alai și cu mare fast. Ne-am bucurat că ne-am revăzut din nou. Cred că suntem campion mondial la acest capitol, pentru că nu cred că există vreo promoție din țară care să fi reușit să se întâlnească de atâtea ori de la terminarea facultății. Mi se pare că eram mai serioși privind atitudinea față de carte. Cum v-a influențat facultatea cariera?
foarte mult. Absolvenții promoției 59-60 a Facultății de Mecanizare a Agriculturii se întâlnesc de ceva timp în fiecare an. Din 5 în 5 ani vin la Craiova, din toate colțurile țării, și vor să păstreze tradiția. Și acum vă prezentăm informațiile meteorologice. Vremea se va încălzi ușor în următoarea perioadă în Oltenia. La noapte, cerul va fi mai mult senin, nu se vor mai semnala ploi decât pe arii restrânse, în special în zonele de munte ale regiunii, dar neînsemnate cantitativ. Temperaturile nu vor scădea sub 10 grade. Vom avea chiar 12 grade Celsius în județul Dolj, la Craiova și Cetate. Mâine soarele își va face apariția printre nori și vom avea parte de o zi frumoasă de toamnă fără precipitații. Temperaturile maxime vor fi între 21 și 22 de grade Celsius, excepție vor face Târgu Jiu și Râmnicu Vâlcea, unde temperatura va urca până la 23, respectiv 24 de grade. Știrile GDS se încheie aici. Nu pierdeți în câteva momente informațiile din sport. Noi ne revedem la ora 19:30 la jurnalul regional. Pe curând!